Iar clinicile astea sunt convins că vor fi foarte, foarte bune. Mhm, da. Sunt bune și goale. Este miercuri, ora 12, după masa, n-am dormit deloc azi noapte și mi-a venit comanda de la curier. Am comandat un meniu al zilei de la un restaurant de aici din Râmnicu Vâlcea, Galonero. Haideți să vedem. Parcă era pulpă dejosată. Da, pulpă dejosată cu niște cartofi așa cu brânză. N-am mai dormit deloc azi noapte pentru că nu e normal să mă culc la ora 8 dimineața și vreau să-mi schimb programul de somn. Și acum mi-am comandat mâncare gătită. Să am energie să duc toată ziua asta și apoi să dorm mai repede. În fine, aici e o ciorbă. Sunt convins că e foarte bună, o ciorbă țărnească de afumătură. Aici văd că mi-au pus niște pâine din asta făcută de ei, caldă. Interesant. Și desert. Bucățică de asta de prăjitură. Abia aștept să mănânc. Iar meniul a costat 28 de lei cu tot cu transport și cu bacșiș 30. Fără nu știu cât e, 18 lei. Ceva de gen. Hai să vedem și ciorba totuși cum e, că am reușit să o desfac. E cam nașpa lingurița asta de plastic, dar carnea arată bine. Avem cartofi și avem costiță din asta, carne afumată, ciorbă de afumătură. Iar pâinicile astea sunt convins că vor fi foarte, foarte bune. Mhm, da. Sunt bune și goale. Da, cu mâncarea asta. Au fost foarte bune, ciorba a avut 3 bucățele de carne, pulpa la fel foarte bună și desertul, 18 lei, cred că se merită să mănânci la restaurant, mai ales meniul zilei, foarte, foarte bun, gras, gustos, s-a mâncat și pâine, dar încerc să mai mănânc foarte puțin de seară. Acum încerc să stau treaz, fraților, pentru că nu am dormit deloc azi noapte. Vreau să-mi restez organismul și programul de somn, pentru că nu am mai dormit de foarte mult timp noaptea. Mă culc foarte târziu dimineața și nu este bine. Trebuie să depășim momentele grele din viață, pentru că sunt convins că și voi suferiți de insomnie sau v-ați suferit vreodată de insomnie și a trebuit să trageți tare ca să vă reveniți din starea aceasta.